Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit în lumea metalelor prețioase. Eu sunt Eddie și astăzi discutăm despre monetăria Perth. Realizează încă o lună puternică pentru uncii vândute ca monede de aur și lingouri bătute. Dar, înainte să-i dăm drumul la treabă, suntem aici pe site-ul oficial al monitorului digital al monedei băncii centrale, pentru că vă tot spuneam de CBDC, da? Că este folosit de peste 35 de țări. Se pare că au ajuns la un număr de 105 țări, da, reprezentând peste 95% din PIB-ul global. Da, 10 țări au lansat complet o monedă digitală, iar pilotul Chinei urmează să se extindă în 2023. Da? Restul țărilor explorează CBDC-ul, testează CBDC-ul, îl dezvoltă sau îl are ca pilot. Uite, multe țări explorează sistemul de plată internaționale alternative, da? 19 dintre țările G20 explorează un CBDC, 16 fiind deja în stadiu de dezvoltare sau pilot. Acestea includ Coreea de Sud, Japonia, India și Rusia. Atenție, India și Rusia sunt economii mari. Da? Rusia, din ce am impresia, că din 2017 a anunțat că vor să treacă la CBDC. Dar ei de atunci explorează moneda, o testează și s-o pun în funcțiune la un moment dat. Da? Bun. Și înainte să-i dăm drumul la treabă, dacă îți plac și ție știrile și noutățile din lumea metalelor prețioase, atunci poți ajuta acest video cu un like, va ajunge la mai multe persoane. Dacă ești nou pe acest canal și vrei să faci parte din comunitatea noastră, atunci abonează-te din interes pentru o viață de succes. Linkurile le vei găsi la descrierea acestui videoclip și dacă vrei să faci cinste cu o cafea în fiecare lună, atunci poți deveni un membru activ. Ai toate detaliile la descrierea acestui videoclip. Și hai să vedem despre ce este vorba. Monetăria Perth a vândut 114.304 unci troi de aur și 1.315.293 unci de argint sub formă de produs bătut în cursul lunii noiembrie. Deținerile totale de aur ale monetăriei Perth au scăzut cu 1,29%, deținerile de argint au scăzut cu 0,44% în cursul lunii. Deținerile de la The Perth Mint, listate ATP, ASX, PM Gold, au scăzut de asemenea în această lună cu 0,90%. Aurul a început în noiembrie cu puțin timp de 1633 uncia de dolari sub umbra viitoarei reuniuni a Comitetului Federal pentru Piața Deschisă. Acțiunea prețurilor a fost constatată în primele 4 zile, dar a evoluat spre sus, ca răspuns la faptul că oficialii Fed au ridicat posibilitatea unor creșteri mai moderate ale ratelor. Bal dracu, aurul ăsta răspunde așa la amenințări, și nesimțit, prețul aurului răspunde la amenințări. Că ridică ăștia posibilitatea unor creșteri. Da, astea sunt promisiuni, sunt vorbe în vânt, nu este nicio măsură concretă. Și brusc aurul răspunde la amenințări, prețul aurului. Da, interesantă chestia asta. Bun. Aurul a depășit rezistența tehnică la 1725 de dolari și a continuat să închidă mai sus, beneficiind de asemenea de o slăbire a dolarului american. Trendul puternic ascendent a făcut ca aurul să extindă câștigurile până la un maxim de 3 luni de 1786 de dolari, înainte de a închide luna la 1768 de dolari, 45 de cenți, adică plus 8,28%. Aurul în dolari australieni a urmat un model de tranzacționare similar în prima jumătate a lunii. Din păcate, pentru investitorii locali, câștigul a fost temperat de creșterea dolarului australian față de dolarul verde. Prețul aurului s-a încheiat luna cu puțin peste 2612 dolari australieni, plus 1,64%. Argintul a avut o lună excepțională, crescând de la 19,14 dolari la 22,19 dolari, plus 15,96%. La nivel local, o unce de argint valora în jur de 32,66 de dolari australieni la sfârșitul lunii, adică plus 9,23%. Rata aur-argint s-a încheiat în noiembrie la 79, lucru care vi l-am spus, da? Drumul către aur este argint. Cumperi cât mai mult argint, deoarece este foarte ieftin,
în comparație cu aurul. Și când intră CBDC-ul în vigoare, da, rata asta se va reseta. Va fi undeva în jur de 15-16, poate 20, poate chiar și mai mult, dar în niciun caz nu va fi 80. 79. Să dai 79 de unce de argint, să obții o unce de aur. Deci în niciun caz nu va fi așa, nu va rămâne așa. Da? Produse bătute, monetăria PEF a vândut 114.304 unci de aur și 1.315.293 unci de argint sub formă de produs bătut. Așa, în lunul cursul noiembrie. Asta o știm deja. Tabelul de mai jos evidențiază modul în care aceste cifre compară cu vânzările înregistrate cu o lună, 3 luni și un an în urmă și cu vânzările medii lunare care datează de la jumătatea anului 2012. Deci aur 114.000 minus 38% față de luna precedentă, da? 35% față de 3 luni, minus 1% față de 12 luni și medie pe termen lung 117%. Argintul 1.315.293 de unci, minus 34% față de luna precedentă, minus 21% față de acum 3 luni, minus 14% față acum 12 luni. Și medie pe termen lung este 26%. Ce se întâmplă? Lumea începe să se axeze din ce în ce mai mult pe argint. După cum vezi, cifrele sunt în creștere. Chiar dacă apar pe minus, asta înseamnă că luna trecută și acum 3 luni au cumpărat din ce în ce mai mult. Dar cumpără mai mult argint decât aur. Da? Vânzările curtale de aur și argint vândute ca monede și lingouri bătute, uncii troi, și modificare relative la perioadele anterioare, un citroi de aur și argint vândute ca monede și lingouri bătute din noiembrie 2019 până în noiembrie 2022. Pe uite, ăsta e aurul. Da, odată depășește argintul. De două ori, trei ori, de patru ori. În rest, argintul, ia să vedem de câte ori depășește aurul. Una, două, trei, patru, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci de 10 ori argintul a depășit ca și vânzări aurul. Da? Asta înseamnă că e creștere din ce în ce mai mare pe argint. Directorul general Minted Products, Neil Vance, a spus că bilanțul din timpul lunii a împiedicat o anumită producție. În ciuda acestui fapt, uncii de aur vândute ca produse bătute au fost la al doilea cel mai înalt nivel lunar din acest an financiar. Monetăria din Perth produce și comercializează programul australian de monede din metale prețioase și batoane bătute, adică lingouri bătute. De încredere în întreaga lume pentru puritatea și greutatea lor, monedele includ lansări anuale ale renumitelor serii australian Kangaroo, Kookaburra, Koala și Lunar. Pentru mai multe informații despre produse, vizitați pagina lor de lingouri. Da, Australian Kangaroo, preferatul meu, și Maple Leaf, da? Pentru că au puritate 4 de 9 și sunt cele mai ieftine. Contează greutatea și puritatea. V-am mai spus-o și vă mai repet. Depozitul monetăriei Perth. Deținerile totale de aur din The Perth Mint, depozitării au scăzut cu 1,29%, în timp ce deținerile de argint au scăzut cu 0,44% în noiembrie. Comparativ cu 12 luni în urmă, deținerile de aur au scăzut cu 2,05% și argintul a scăzut cu 0,05%. Privind înapoi la noiembrie 2019, deținerile de aur au crescut cu aproximativ 22% și argint cu 15%, menținând performanțe puternice evidente de la jumatea anului 2020. Totalul uncitor de aur și argint deținut de clienți în depozitul monetăriei Perth din noiembrie până în, 2000, în noiembrie 2019 până în noiembrie 2022. Da, asta nu mă interesează că nu recomand să ții metale prețioase la bancă și niciun depozit. Da, pentru că când va veni resetarea, s-ar putea să te trezești fără metale prețioase și să-ți dea banii pe ele, în loc să-ți ridici metalul. Depozitul monetăriei Perth le permite clienților să investească în aur, argint și platină. Monetăria Perth depozitând acest metal în safe-urile sale de gradul băncii centrale. Operat printr-un portal online securizat, un cont online de depozit permite investitorilor să cumpere, să stocheze și să vândă metalul 24 de ore din 7.
Perth Mint Gold. Deținerile totale în Perth Mint Gold au scăzut în luna noiembrie cu 2257 de uncii, minus 0,90%. Acest lucru aduce deținerile totale în PM Gold la 248.590 uncii, 7,73 de tone. Asta tot cu clienți, nu ne interesează. Valoarea totală a deținerilor PM Gold la sfârșitul lunii noiembrie a fost de 649 milioane de dolari australieni, prețul aurului tranzacționându-se cu puțin peste 2612 pe uncii cu dolari australieni. Nu, uncia de aur. Da, uite, prețul aurului, 2612 de dolari, uncia de aur. Da, cam asta a fost articolul. Abonați-vă din interes pentru o viață de succes. Vă pup și aveți grijă de voi.